Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru luna decembrie 2020 pentru zodia Vărsător, ascendent lună în zodia Vărsător. Vom face crucea celtică. Dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981 520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Acum vom vedea energia întregii citiri și aveți turnul. Turnul vine să dărâme din viața dumneavoastră lucrurile sau situațiile care vă sufocă. E ca și cum ați îmbrăca o pereche de pantaloni care nu vă mai vin, dar vă încăpățânați să vă îmbrăcați cu ei pentru că vă plac sau că, nu știu, sunt preferații dumneavoastră și vor pocni dacă veți insista să îi îmbrăcați. Sunt lucruri sufocante, situații care vor exploda. Finaluri definitive, aici se va termina și o frică de-a dumneavoastră. Văd că aveți de face cu semnul zodiacal Pești, Leu, unii dintre dumneavoastră și văd reușită. Trebuie să încheiați situații care v-au stresat, situații de care v-a fost teamă, pentru că dacă nu le veți face dumneavoastră, va interveni destinul și va pune punct situațiilor în locul dumneavoastră. În prezent și ceea ce se mai adaugă în prezent, avem valetul de cupe și marea preoteasă. Sunt discuții, sunt vorbe, vești care vor veni, de care nu știți absolut nimic, secrete care vor ieși la iveală, lucruri care o să vă aducă un echilibru în viața dumneavoastră. Veți descoperi ceva foarte interesant. Văd că aveți de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Ceva nou care va veni în viața dumneavoastră. Vom vedea imediat mult mai multe detalii. Din partea cuiva poate veni o veste care să vă surprindă. Puteți avea mai multe oportunități în această lună, începând cu prezentul, da, poate un loc de muncă, poate aflați că cineva vă iubește în secret. Cad mesajele pentru dumneavoastră, dar aici sunt foarte multe. În schimb, vă voi transmite mesajul individual. Aveți echilibru și roata destinului. Multe lucruri se vor echilibra în viața dumneavoastră începând cu această lună. Văd că aveți noroc, veți scăpa de unele resentimente, dar trebuie să aveți răbdare. Putem vorbi de împăcarea cu cineva, văd că aveți de face și cu semnul zodiacal Săgetător. Aici e vorba de multă comunicare, multă înțelegere, așteptare îndelungată, dar și răbdare, că lucrurile se vor schimba. Vorbim de situații cu mai multe ieșiri. Vorbim de situații imprevizibile cu care veți avea de-a face și va trebui să le faceți față cu brio, bineînțeles. Haideți să mai vedem o carte. Bun. Și acum să trecem la etalarea propriu-zisă. Cum vă spuneam, în prezent puteți afla vești în care să vă încurajeze, dar vorbim și de un nou început, foarte prosper. Poate o nouă poveste de dragoste pentru unii dintre dumneavoastră. În alte situații vorbim de o împăcare. Primiți vești din partea unei persoane cu care nu ați mai discutat. Aici depășiți și o stagnare. Dar tind să cred că reluați legătura cu persoane din trecut. Pot fi membri ai familiei. Aici vorbim de iertare, de căință. Odată cu postul Crăciunului mă gândesc că vor fi persoane care vor dori să vă ceară iertare în cazul în care v-a greșit. Poate dumneavoastră veți cere iertare cuiva, pentru că aici văd o situație care stagnează de ceva timp, câteva luni bune, aș putea spune.
aveți tendința să trăiți din amintiri sau aveți momente de repaus în care vă aduceți aminte cu nostalgie de situații din trecut. Lucruri care le țineți foarte adânc în subconștientul dumneavoastră, lucruri care nu le arătați și tendința dumneavoastră de a trăi din amintiri. Poate să vă revedeți cu o persoană dragă după o perioadă în care lucrurile au stagnat, dar nu s-a întâmplat nimic. Haideți să vedem ce cunoașteți, ce știți. Aveți o atitudine foarte plăcută sau abordați totul cu foarte multă seriozitate în viața dumneavoastră, rezolvați cu niște acte, simțiți nevoia să apelați la o persoană pentru a vă îndruma. Aveți nevoie, da, de lucrul acesta. Puteți avea de face cu un semn de aer, ca și dumneavoastră gemeni în balanță vărsător. Puteți avea de face cu un taur, cu un semn de foc, berbec, leu, săgetător. Vorbim de un progres foarte lent care vă poate schimba viața și vă apropie de o reușită. Vești foarte bune, povești de dragoste reușite. Dacă renovați la o casă, văd foarte multă pasiune, foarte multă implicare care o să vă aducă reușită pe viitor. Ce faceți acum vă aduce ceva frumos și bun în viața dumneavoastră. Oferte de dragoste noi, împăcări, discuții foarte plăcute, lucrurile acestea le cunoașteți deja. Și nevoia aceasta de a fi mai, de a vă ruga mai mult în perioada care vine. Ce nu știți, ce nu cunoașteți? Ori sunteți dumneavoastră pasionați de arta aceasta ocultă, da, de știința aceasta a divinației, ghicit un cafea în cărți, ori unii dintre dumneavoastră lucrați în acest domeniu sau poate alții dintre dumneavoastră doriți să apelați la o persoană care se ocupă cu așa ceva pentru a vă ajuta să luați o decizie sau să vă schimbați viața radical. Vor urma niște evenimente, veți fi loviți de dragostea cuiva. Vă surprinde acest lucru pentru că veți avea momente în care atitudinea dumneavoastră va fi mai rece, mai distantă sau nu vă implicați sau nu arătați ce simțiți cu adevărat față de o anumită situație, față de o anumită persoană. Aici v-am zis, vă loviți de dragostea, de compasiunea, de sensibilitatea acestei persoane. Poate fi în semn de apă, rac, scorpion, pești, scorpionul care predomină. Veți avea niște discuții foarte interesante. Aici văd începuturi noi, proiecte noi poate, povești de dragoste noi. Încheiați capitole care nu vă mai satisfac, care vă țineau aici într-o indecizie, vă duceau într-o zonă foarte confuză, vă amăgeau situațiile acestea. Încheiați capitole, definitiv. Încercați să fiți totuși un pic mai realiști. Uitați, se repetă Regina de Cupe. Multă singurătate aici, multă, deci dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră veți ajunge să apelați la o persoană cu har pentru a afla niște răspunsuri ce țin de interiorul dumneavoastră, regrete din trecut, depresie, rând sufletești, e ca o greutate pe sufletul dumneavoastră, vă complaceți într-o anumită situație, aveți nevoie de răspunsuri sau de o vindecare, puteți apela la un medic sau, exact cum v-am spus, apelați la o persoană cu har ca să vă ofere niște informații, pentru că aici sunteți foarte neliniștiți și vă este teamă. Aici poate apelați la cineva, vă este teamă să nu fiți refuzați de acea persoană, posibil și acest aspect. Dar sunt lucruri din trecut aduse în prezent. Pot fi legate de partea sentimentală. Nu ați avut o pierdere, o nereușită, ați fost răniți, ați fost trădați, ați avut o pauză într-o anumită relație. Posibil cu un semn de apă, rac, scorpion, pești, posibil cu un semn de aer, gemeni în balanță, vărsător, sau cu un semn de foc, berbec, leu, săgetător. Ca să ieșiți din toată situația aceasta, aveți nevoie de încurajare sau de susținerea cuiva, dar parcă vă este teamă să discutați cu acea persoană sau aveți rețineri. Aveți impuse niște bariere aici, niște obstacole pe care nu le puteți depăși sau nu doriți dumneavoastră să le depășiți. Sau poate acea persoană stă la distanță de dumneavoastră. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în trecut. În trecut ați fost foarte perseverenți, ați muncit, ați avut răbdare, v-ați implicat foarte mult.
Să depășiți o trădare, o rană sufletească, o neputință, pentru că ce vă simțiți înfrânți, v-ați simțit înfrânți. Oricât de mult v-ați sacrificat, oricât de multe lucruri ați făcut, v-au copleșit situațiile. Chiar dacă v-ați dat silința la un loc de muncă, tot v-ați pierdut siguranța. Chiar dacă ați făcut tot ce v-a stat în putere într-o poveste de dragoste, tot ați fost trădați. Aici roata destinului vine în favoarea dumneavoastră și vă aduce bucurie, vă aduce mulțumire, satisfacție. Faptul că eforturile pe care dumneavoastră le-ați depus în trecut n-au fost în zadar și acum vă aduc recompensa. De aceea și aici în prezent aveți mesaje frumoase și încă vor mai veni lucruri pe care momentan nu le cunoașteți. Și vin cu binecuvântări și cu multă prosperitate, abundență la dumneavoastră. Trebuie să rezolvați oricum ar fi și o situație din trecut, cu o veche prietenie, iubire, persoane din familie, cu persoane la care încă vă gândiți, dar vă gândiți cu bucurie, ca și cum ați trăit din amintiri. Haideți să vedem ce vine în viitorul apropiat. În viitorul apropiat, o săptămână, maxim două, avem faetonul guvernat de zodia rac. Trebuie să vă decideți asupra direcției pe care vreți să o urmați și să ieșiți din această neliniște, din acest blocaj interior. E o gândire foarte negativă, sunteți nemulțumiți, parcă nu vă mai trebuie absolut nimic, dar în același timp nu reușiți să vă vedeți, să... Cum să vă spun, să mergeți pe direcție nouă. Vă trebuie mult mai multă hotărâre, determinare să ieșiți învingători din aceste situații care vă doboară. Aveți de face cu semne de apă, rac, scorpion, pește, racul, acum v-am spus, gemeni, balanță, vărsător, dar și semne de foc, berbec, leu, săgetător. Mai sunt probleme nerezolvate care vă dau mari bătăi de cap. E o neliniște, faptul că nu comunicați cu cineva, faptul că ați sperat ca lucrurile să fi stat altfel. Și aici apare nemulțumire, apare dezamăgire. Faptul că trebuie să așteptați să găsiți o altă variantă sau o altă soluție pentru a putea rezolva problema respectivă. Da, e o așteptare aici. Ca prin magie lucrurile se vor schimba în viața dumneavoastră, dar apare și instabilitatea, neliniștea, nesiguranța sau lipsa de implicare, de a vă dedica, de a avea mai mult sau lipsa de sentimente, de interes din partea cuiva sau la un loc de muncă. Aici, dacă vreți să inițiați un proiect, parcă nu a venit momentul potrivit, poate ar trebui să mai așteptați puțin, că depinde de o decizie. Nu sunteți liniștiți din punct de vedere interior. Și lucrul acesta nu vă avantajează în proiecte noi. Cum sunteți dumneavoastră? Sunteți foarte încrezători și deschiși sau dispuși să riscați. Luați decizii în grabă și nu este foarte bine acest lucru, pentru că chiar dacă sunteți dispuși să riscați, să faceți un pas, puteți întâmpina dificultăți în luarea unor decizii. Avem și semnul zodiacal gemeni, Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec. Poate avea legătură cu o siguranță financiară. Vă doriți foarte multă independență din punct de vedere financiar, dar toate lucrurile acestea parcă depind tot de cineva. Sau apelați la ajutor sau vă ajută o persoană în semnul zodiacal Berbec sau Taur, Fecioară, Capricorn sau Gemeni. Sunteți la o răscruce de drumuri. Nu prea știți ce să faceți, dar știți exact ce vă doriți. Important este să nu vă grăbiți ca să ajungeți la această stabilitate, să dețineți controlul emoțiilor, trăirilor, pentru că aveți tendința să faceți greșeli dacă vă grăbiți. Da? Amânați, aici sunt multe schimbări, așa, de pe zi pe alta, de la o oră la alta, se întâmplă multe lucruri. Cum vă văd ceilalți? Vă văd persoane care vă zbateți să rezolvați fel și fel de probleme, vă implicați. Vă văd persoane hotărâte. Deci persoanele din jur, poate dumneavoastră veți lua hotărârea aceasta. Dar sunt și foarte multe persoane care se împotrivesc modului în care dumneavoastră acționați sau faceți sau rezolvați problemele. Deși încercați să țineți un echilibru aici. Am semnul zodiacal săgetător, rac, pentru unii dintre dumneavoastră. Aici puteți câștiga încrederea cuiva.
Deci chiar dacă vă veți simți atacați în luarea unei decizii, știți ce aș mai putea vedea? Sunt persoane care se împotrivesc, exact cum v-am spus, se împotrivesc modului dumneavoastră de a aborda problemele, modului în care dumneavoastră vă implicați. Aici sunt foarte multe lucruri adunate. Trebuie să vă eliberați de resentimente, gânduri negative, trăiri intense care nu vă fac bine. Și doar așa o să puteți răzbi. Doar așa veți putea ieși la suprafață învingători. Ce speranțe sau posibile frici întâmpinați? Speranța unei mai mari stabilități, încredere, siguranță, să fiți capabili să vă țineți emoțiile și trăirile sub control, să luați decizii înțelepte, mature, dar aici țineți foarte mult de siguranța financiară. Puneți un accent mai mare pe siguranța financiară, vă doriți să rezolvați ceva, aveți grijă cu cine discutați, pentru că cineva va încerca să vă impună niște idei fixe, niște idei, planuri fixe la care nu renunță. Poate dumneavoastră sunteți nevoiți să faceți un împrumut, vă gândiți foarte mult la acest lucru, dacă veți avea reușită, sperați la acest lucru. Da, veți avea reușită, dar mai durează. Nu cred că se va întâmpla până la sfârșitul lunii decembrie. Văd semnul leu, berbec, săgetător, taur, fecioară, capricorn, așa dumneavoastră. Deci vă doriți foarte mult speranța dumneavoastră să aveți stabilitate în relațiile amoroase, la locul de muncă, dar și din punct de vedere financiar. Dar să știți că aici aveți nevoie și de mai mult sprijin, de mai multă susținere din partea oamenilor dragi, a familiei. Nu puteți merge mai departe singur. Trebuie să aveți persoanele acestea apropiate în viața dumneavoastră, să fie lângă dumneavoastră. Iar la sfârșitul lunii, ceea ce va veni, da, la sfârșitul lunii, avem valetul de monede, care vine cu o șansă de care dumneavoastră va trebui să profitați. Avem regele de spade din nou, ceea ce înseamnă că aveți de face cu o persoană foarte inteligentă, puteți fi chiar dumneavoastră cei în cauză, pentru că vorbim de semne de aer. Poate rezolvați unele acte, dacă asta vă doriți. Înmuiați inima unei persoane foarte reci, foarte distante. Veți întâmpina, într-adevăr, și multe încercări, veți trece peste multe situații. Nu vă lăsați doborâți de vorbe, de gesturi din partea oamenilor din jur, pentru că oricum veți ieși câștigători. Aici apare și confuzie, îndoială sau multe întrebări legate de membrii familiei, de familie în general, discuții, relații amoroase, înțelegeri, parteneriate noi, poate la un nou loc de muncă. Sunteți hotărâți să inițiați lucruri noi, dar apare și îndoiala și vreau să văd ce trebuie să decideți. Un nou început, da, dar vă este teamă. Vă luptați cu propriile frici, vă este teamă să riscați. Deși aici, în situația noastră, sunteți deschiși, parcă sunteți hotărâți să faceți. Cred că întâmpinați o situație de aceasta duală sau o situație cu două tăișuri și aici apare și teama dumneavoastră. Bun, alegeți calea aceasta nouă care vă încântă, dar în același timp vă provoacă o teamă extraordinar de mare. Teama să nu vă pierdeți o siguranță, să nu văd și un divorț poate în unele situații, să nu vă mai înțelegeți, parcă se despart drumurile aici. Dar nu, aici trebuie să vă luptați dumneavoastră cu frica. Văd și semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, vărsător, balanță. Aici sunteți dumneavoastră care vă doriți dreptate, veți avea reușite foarte mari. Vi se face dreptate, vă împăcați cu cineva drag, poate supărarea este din cauza că nu aveți persoana iubită, persoana care este la o distanță sau nu se întâmplă lucrurile așa cum vă doriți dumneavoastră. Aveți încercări și nu ajungeți la stabilitatea, la siguranță pe care vă doriți. Nu încetați să sperați sau să vă doriți, pentru că lucrurile se vor îndrepta în viața dumneavoastră, pentru că veți avea parte de dreptate divină. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă doresc o lună minunată, aveți grijă de dumneavoastră și să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!